doamnelor și domnilor, bun găsit la ediția emisiunii din această seară Statul de Drept. Invitatul meu este domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Eu mulțumesc pentru prezență. Am participat ieri la două acțiuni în comuna Lelești și municipiul Târgu Jiu. Aș vrea să ne oferiți dumneavoastră mai multe amănunte despre ce a fost vorba. Ziua de 14 octombrie, putem spune că e un fel de zi națională pentru târgujieni, bineînțeles, punând ghilimele de rigoare. Într-adevăr, ieri s-au aniversat 102 ani de la luptele, atât de la podul Jiului, dar și luptele care au avut loc în județul Gorj. În 14 octombrie, armata română, organizând o contraofensivă împotriva armatei germane și armatei austro-ungare în nordul Gorjului, reușiseră să treacă munții în Gorj. Și a fost o zi în care armata română a fost victorioasă. Cu o mică greșeală, să spunem așa, care putea să ne coste absolut totul, ca istoria României, faptul că în zona Stănești-Vălari, armata germană a reușit să creeze o breșă și s-a îndreptat către Târgu Jiu. De asta noi acum vorbim despre luptele de la podul Jiului, unde copiii, femeile, bătrânii, polițiștii din oraș, civilii au reușit să înfrunte cea mai bine organizată armată din acel moment, armata germană, un corp de militari bavarezi considerat un corp de elită, vânător de munte, la acea vreme, în 1916. Într-adevăr, ieri au avut loc mai multe manifestări în comuna Lelești, chiar la Rasovița, unde au existat lupte și unde, așa cum spune în cartea sa Ion de Isaac, nemții au pierdut 480 de militari. Românii au luat 480 de prizonieri doar în acel sat. Au fost lupte importante pe parcursul întregii zile și, din fericire, rezultatul a fost bun pentru poporul român și pentru armata română. Acolo s-a refăcut un monument al eroilor din satul Rasovița, un sat care a dat României 3 generali, 2 rasoviceni și generalul Dănău. Cel mai mare, putem spune, dintre generalii gorjeni, Gheorghe Rasovicianu, cel care a condus batalionul Regimentul 9 Vânător de Munte și care se spune că a fost chiar nașul de botez al majestății sale, regele Mihai. Este înhumat, înmormântat chiar în Rasovița. Acolo. O inițiativă extraordinară a Consiliului Local și al primarului din comuna Lelești. Eu sunt și fiul al comunei Lelești, tatăl meu, bunicii sunt de acolo, pe linie paternă, și am participat cu drag la acest eveniment și m-a bucurat faptul că a fost prezentă școala din localitate cu copii care știau foarte bine ce s-a întâmplat acolo și care respectă, iată, memoria înaintașilor. După evenimentul care a avut loc la Rasovița, ne-am deplasat la Târgu Jiu, unde au avut loc 2 evenimente. Depunerea de coroane la monumentul ce găzduiește pe el placa de la podul Jiului, chiar acolo unde au avut loc luptele de la podul Jiului, conduse de comisarul Popilian la 14 octombrie. Și după aceea, la podul, vechiul pod, care leagă acum parcul de insulă, podul Ferdinand, cum este denumit, a fost o reconstituire militară, o acțiune extraordinar de bine organizată de către Muzeul Județean Gorj, Consiliul Județean, cu sprijinul și al primăriei și al altor instituții din județul Gorj. M-a impresionat numărul mare de cetățeni care au participat acolo, și m-a impresionat de asemenea numărul mare de elevi veniți chiar din județ să vadă această lecție de istorie pe viu. Am văzut și foarte mulți părinți care au venit cu copiii, au adus această Da, și vreau să-i felicit și vreau să-i încurajez, pentru că lecțiile acestea de istorie pe viu sunt poate cele mai potrivite. Copiii vor înțelege exact cum trăiau militarii în acea perioadă, cum erau echipați, cum luptau și ceea ce înseamnă, de fapt, un război. Pentru că noi, care am participat cu toții acolo, ne-am speriat doar de niște bubuituri. Vă dați seama, oamenii aceia au înfruntat moartea. Și asta poate că încurajează generația următoare să evite pe cât posibil conflictul.
Am înțeles. La ultima emisiune la care ați participat, domnule viceprimar, ați spus că urmează câteva luni foarte pline de evenimente culturale. Într-adevăr, era vorba și de evenimentele care au avut loc pe 14, dar cel mai important eveniment este cel dedicat aniversării a 80 de ani de la inaugurarea Căii Eroilor. 27 octombrie. Nu e întâmplătoare data aceasta, că 14 octombrie pe calendarul nou a devenit 27 octombrie. De asta atunci a fost tăiată panglica la acest ansamblu memorial închinat eroilor români, gorjeni în primul rând, căzuți în primul război mondial. Putem vorbi acum de un program structurat. Știți foarte bine că acest eveniment este un eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Și pentru asta organizarea este diferită față de alte evenimente. Este normal, fiecare pas pe care dorim să-l facem, fiecare acțiune pe care ne-o dorim trebuie să fie discutată înainte cu administrația prezidențială și trebuie pusă la punct cele mai mici detalii. Nu știm deocamdată dacă va participa președintele României. Asta vreau să vă întreb, dacă va veni până la urmă. Sau când va ajunge la Târgu Jiu președintele Republicii. Știm în acest moment că vor fi prezenți brâncușologi importanți din România și din străinătate, oameni de cultură care apreciază, se ocupă, cercetează opera lui Constantin Brâncuș, o promovează la nivel mondial opera lui Constantin Brâncuș. Ne puteți da câteva nume? Jurnaliștii celebri, sigur, cel mai important nume, cu siguranță cel mai cunoscut, să nu vorbim care este mai important, cel mai cunoscut este numele doamnei Doina Lemni, curatorul atelierelor Brâncuș de la George Pompidou, care va lansa și două lucrări extraordinare, una cu referire la o operă unică a lui Constantin Brâncuș, care n-a avut mai multe variante în acest sens. Este vorba de Cumințenia Pământului și de asemenea încă o lucrare de excepție legată de opera lui Constantin Brâncuș. Doamna Lemni a mai publicat la nivel mondial, este recunoscută ca un brâncușolog veritabil și un om care este consultat în permanență atunci când e vorba de viața și opera marelui Constantin Brâncuș. Va mai fi de asemenea o lansare de carte importantă, o carte, o reeditare, dar o ediție adăugită, îmbunătățită, a doamnei Sorana Georgescu Gorjan. Este fiica inginerului Gorjan, cel care a proiectat tehnic, a făcut proiectul tehnic al coloanei, structura coloanei, pentru că e un monument care a necesitat o provocare pentru inginerii acelei vremi și cred că și în ziua de astăzi ar fi o provocare pentru inginerii structuriști. O lucrare unde vom avea, de asemenea, vom regăsi documente și unele chiar inedite legate de opera lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Tatăl domniei sale, repet, a lucrat cu Constantin Brâncuș de la schițarea proiectului, turnarea modulelor la Petroșani și mai departe. Domnia sa, domnul inginer Gorjan, a participat inclusiv la metalizarea coloanei în etapele care au urmat în anii 60-70. Este de asemenea o promisiune făcută de brâncușologul austriac, locuiește la Viena, Thea Bach, care este un brâncușolog solicitat de marile case de licitații atunci când vorbim de opera lui Constantin Brâncuș, ca un expert în acest domeniu. Ne dorim de asemenea ca lucrarea domniei sale scrisă despre opera marelui Constantin Brâncuș să reușim să o traducem în perioada următoare și să o publicăm în România. Acesta este rolul, de fapt, al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Și acesta este și proiectul de management, sau face parte genul acesta de acțiuni, din proiectul de management al domnului director Doru Strâmbulescu. Votat în Consiliul Local, apreciat de către Consiliul Local, semnat de către și asumat de către primarul municipiului Târgu Jiu și, bineînțeles, de către Consiliul Științific, unde se regăsesc oameni de cultură de la nivel național care
de asemenea știu ceea ce înseamnă Constantin Brâncuș și oameni care ne-au ajutat să dăm un pic la o parte pe cei care au căutat să inventeze tot felul de scenarii în jurul lui Constantin Brâncuș și care puteau să ducă prejudicii de imagine operei lui Constantin Brâncuș, nu doar de la Târgu Jiu. Sunt câteva nume în acest sens, sunt invitați de asemenea parlamentari care fac parte din Comisia UNESCO la nivelul Parlamentului, parlamentarii din Comisia de Cultură din Parlamentul României. Sunt de asemenea invitații, sunt câteva deja confirmări, sunt de asemenea invitații la acest congres jurnaliștii care scriu despre artă, critici de artă, specialiști din Ministerul Culturii, bineînțeles conducerea Institutului Național al Patrimoniului, institutul care se ocupă de dosarul UNESCO, vor fi prezenți la Târgu Jiu. Domnul Radu Boroianu, fostul președinte al Institutului Cultural Român, o persoană căreia îi datorăm foarte multe pentru că ne-a ajutat ca Institutul Cultural Român să desfășurăm, mă rog, alături de Institutul Cultural Român, proiecte de promovare a lui Constantin Brâncuș. Inclusiv atelierele Brâncuș, adică fostele tabere de sculptură, pictură și așa mai departe. Inclusiv financiar a ajutat Institutul Cultural Român datorită domniei sale și datorită noi, conducerea domnului președinte de la ICR. Ne puteți spune, domnule viceprimar, în mare parte ce s-a stabilit până în momentul acesta, ce se va organiza în aceste zile? Ne-a spus și ne participă. Sigur, mă rog, pentru că participă. Vor fi oameni care vor veni în toate colțurile lumii, vor fi primiți la București. Ziua de 24 este sosirea invitațiilor la București. Pentru că ajung la ore diferite, normal va fi cazarea în acea seară la București. Este posibil, dacă toată lumea ajunge în timp util, chiar pe 24 seara să avem o primă întâlnire cu oficialități chiar de la nivelul cel mai înalt. Asta vorbesc în capitală. Pe 25 invitații se vor deplasa către Târgu Jiu, dar vor merge prin Craiova, vor vedea Muzeul de Artă de la Craiova, unde sunt lucrări ale lui Constantin Brâncuș. La Târgu Jiu, pe 25, va avea loc la Teatrul Ervila Godeanu, după ce vor fi realizate cazările și va fi primirea oaspeților aici. Va fi vizionată piesa Sărutul, a lui Horațiu Mihaiu, o piesă extraordinară și mă bucură faptul că teatrul din Târgu Jiu a reușit să monteze o piesă de teatru vizual cu care poți merge oriunde în lume să transmiți mesajul pe care ni l-a lăsat Constantin Brâncuș, să vorbești despre simbolistica din opera lui Constantin Brâncuș. Pe 26 este deschiderea oficială a acestui congres, a acestei conferințe internaționale. După deschiderea oficială, unde vor fi mesajele autorităților centrale și locale, se va porni în deja binecunoscuta procesiune pe Calea Eroilor, unde sunt invitați și cetățenii și sunt și invitații noștri care vor sosi la Târgu Jiu, autorități locale, clerul de la Târgu Jiu. După aceasta se va continua cu partea a doua a congresului, unde vor fi prezentate temele cu care personalitățile invitate la Târgu Jiu vor veni aici, le vor susține. Este vorba, în primul rând, despre o temă foarte importantă pentru noi, mai ales că ne aflăm și în plin proces de depunere, de acceptare în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este vorba de a trata opera de la Târgu Jiu. Este opera fundamentală a lui Constantin Brâncuș. Este opera de la Târgu Jiu, concluzia pe care Constantin Brâncuș o are atunci când vorbim de creația sa. Vor fi dezbateri privind și vom prezenta de asemenea și ceea ce am făcut până acum, ce analize s-au făcut la acest ansamblu, pentru că vor fi specialiști și în domeniul restaurării și punerii în valoare.
cei de la Institutul Național de Cercetare în optă electronică vor prezenta toate analizele care s-au făcut până acum, iar echipa cu care, pluridisciplinară, cu care Primăria Târgu Jiu are un contract în acest moment pentru a întocmi un proiect de restaurare, de monitorizare, de urmărire în timp și de intervenții atunci când este cazul asupra operelor, va fi prezent mare parte din această echipă și va prezenta și ceea ce se întâmplă la Târgu Jiu din acest punct de vedere. Pentru că e foarte important ca oamenii să știe că lucrurile astea le facem cu cei mai serioși parteneri, le facem cu responsabilitate, nu mai permitem tot felul de ageamii din ăștia care s-au lipit de opra lui Brâncuș și unii au considerat că trebuie spălată, alții frecată cu peria fiecare operă din ansamblul acesta și vorbim de lucruri care se fac la modul cel mai serios. Pentru că din această echipă fac parte și cercetători din străinătate și din Marea Britanie și din Italia. Sunt oameni care au lucrat inclusiv, au avut operații de acest gen de intervenție asupra patrimoniului material, inclusiv pentru Vatican. Deci este o echipă destul de bine structurată, cu specialiști în toate domeniile. Am mai vorbit și mai repet acest lucru, și biologi și geologi, pentru că vorbim de piatră, și restauratori în metal, și artiști care trebuie să-și spună un punct de vedere privind modul de intervenție asupra operelor de la Târgu Jiu. Ce este îmbucurător? Este îmbucurător faptul că toată această procedură recomandată de Ministerul Culturii de a se face niște analize, de a se preleva date de la ansamblul de la Târgu Jiu, lucru pe care noi îl facem de 4 ani de zile cu un institut din România, și asta este foarte bine, Institutul de Cercetare în Optoelectronică, printr-o tehnică non-invazivă, da? Deci nu merge nimeni să ia bucățele să le studieze la microscop. Este o tehnică de ultimă generație, ultimă oră, o tehnică non-invazivă. Spuneam, este îmbucurător faptul că tot ce s-a prelevat, tot ceea ce s-a făcut la Târgu Jiu, a devenit ca un manual pentru restauratori. Și cei de la INOE doresc să prezinte și în marile universități de profil din lume acest manual. Uitați cum am făcut noi la Târgu Jiu. Pentru că toți specialiștii spuneau, la întâlnirile pe care le-am avut, că nici când a fost vorba de restaurarea operei lui Michelangelo, Madonna, care se află acum în Bazilica San Pietro de la Vatican, nu s-au făcut atâtea analize câte s-au făcut aici la Târgu Jiu. Și e foarte bine, era normal să scanăm și cu laser și cu raze Doppler, să vedem și cromatica când se schimbă la piatră, când apare umiditate, când e poluare mai multă, să știm ce atacă lacul de pe coloană și metalul care a fost aplicat deasupra acel bronz, acea culoare de alamă pe care noi o vedem pe coloană. Este un eveniment foarte important, sper să și avem de câștigat în urma lui. Sigur, partenerii, nu mai vorbesc în primul rând de partenerii media de la nivel local, unde toată lumea cred că este alături de acest eveniment și îl va promova ca atare, dar discutăm de un parteneriat deja cu televiziunea și radioul public, pentru că și i-am avut alături de noi și în ultimile noastre acțiuni pe care le-am desfășurat la Târgu Jiu. Și Radio România Internațional, și Radio România Actualități, și Radio România Cultural au promovat și atelierele Brâncuș, tabăra de sculptură, de pictură, la nivel mondial. Radio România Internațional se aude aproape în toată lumea, de exemplu. La fel, TVR-ul, Televiziunea Română, va promova acest eveniment prin sprijinul colegilor de la televiziunea, de la TVR Craiova, care sunt mai aproape de noi, geografic vorbind, și nu numai. Am înțeles. Urmează o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu partea a doua a emisiunii. I fell in love with the pizza.
La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Să pleci la drum fără griji. Automobil Clubul Român, lider pe piață în asistența rutieră din România, îți dă toate motivele să-l contactezi. Sună oricând ai probleme. Vino în marea familie a membrilor ACR și beneficiezi gratuit de asistență rutieră non-stop, depanare și tractare în România gratuit și oriunde în lume. Reduceri de preț la combustibilii auto, reduceri la școala de șoferi ACR, permis internațional de conducere și carnet de trecere prin vamă, cartea de salvare la bord. Cu ACR ai concediu fără griji, mobilitate nelimitată, garanția sosirii la destinație și apartenența la un prestigios club auto. Te așteptăm la ACR, strada Victoriei, vis-a-vis de magazinul Parângul, sau la numerele de telefon 021-222-2222 sau 0745-382-772, apelabile non-stop. Dragi cumpărători, Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, feronerie Roto și GU.
Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762259083 sau 0762259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon, calitate înainte de toate. Vestea este dulce pentru toată lumea, mai ales pentru pofticioși și nostalgici. Atelierul cu dulciuri, prima cofetărie din Târgu Jiu cu rețete vechi, și-a deschis porțile pentru dumneavoastră, în zona Piața Mică și la barieră, drumul spre Bârsești. Pentru comenzi și evenimente, sunați la 0771 314826 sau apelați pagina de Facebook Atelierul cu dulciuri Târgu Jiu. Dulciuri vechi în timpuri noi. A revenit partea a doua a emisiunii Statul de Drept. Invitatul nostru din această seară este domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Am discutat înainte de pauza de publicitate, ne-ați oferit mai multe amănunte despre acest eveniment important, un eveniment foarte mare pentru municipiul Târgu Jiu. Spuneți-ne ce se mai organizează în acele zile, ce ar trebui să intereseze pe târgujieni, procesiunea și ce altceva? Procesiunea și vor fi trei expoziții de anvergură. E vorba de o expoziție de ceramică al artistului Mihai Dumitraș, o expoziție de pictură la galeriile de artă organizată de filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici și aș spune totuși cea mai importantă dintre aceste acțiuni și o acțiune care ne întâlnim doar la evenimente de genul acesta, reușim să organizăm, este vorba de o expoziție de sculptură post-Brâncuș a sculptorilor români care au urmat după Constantin Brâncuș și care l-au considerat pe Constantin, îl consideră pe Constantin Brâncuș reperul în, și în creația lor. Vor fi la Târgu Jiu lucrări aduse din toată țara, chiar din colecții private, din muzee de artă. Acest vernisaj va avea loc pe 26 seara. Și este într-adevăr o expoziție care va sta o perioadă scurtă de timp în Târgu Jiu. Implică niște costuri financiare destul de consistente pentru că sunt lucrări de o valoare foarte mare și asta implică și transport special, implică și asigurări dacă este cazul pentru anumite lucrări, o promovare mai atentă a evenimentului respectiv. Unde deci, va avea loc expoziția? Asta va avea loc la Muzeul Județean de Istorie, în cele 5 săli, pentru că vor fi lucrări și de 2 metri, de 3 metri înălțime care vor ajunge la Târgu Jiu, expoziția de pictură la Galeria de Artă și expoziția de ceramică la Muzeul de Artă din Târgu Jiu. Vor fi 2 zile efectiv pline în această perioadă și lansări de carte, așa cum spuneam, și partea științifică a congresului, și, bineînțeles, aceste expoziții. Am înțeles. Destul de întârziate lucrările la Calea Eroilor. Ce se întâmplă în momentul acesta? În acest moment, compania de electricitate, care deține o infrastructură în zona respectivă și a obținut avizele pentru a începe lucrarea de înlocuire a acestor utilități, și e bine așa, pentru că nu ne apucăm să facem Calea Eroilor și pe urmă să ne trezim că o spargem din nou. Și cei de la gaze la fel au procedat și iată și cei de la electricitate. În rest, sper să se țină odată licitația la primărie pentru executarea lucrărilor de amenajare peisagistică a Căii Eroilor, pentru că nu trebuie să așteptăm să se termine aceste lucrări legate de infrastructura electrică. De ce spun asta? Pentru că aceste lucrări se derulează pe o anumită porțiune de la Biserica Sfinții Apostoli până înspre Calea Ferată, iar proiectul pe care putem deja să-l abordăm pentru amenajare peisagistică putem începe de lângă din strada Popa Șapcă, de lângă bibliotecă și putem merge până la Biserica Trierari. Deci în momentul ăsta nu înțeleg sincer de ce nu s-a ținut această licitație. Eu abordez lucrurile altfel și
Asta îmi doresc să se întâmple la primăria Târgu Jiu și asta îmi doresc să se întâmple pentru municipiul Târgu Jiu. Spuneți-ne cum. Când vorbim de a face proiecte, mă refer aici la scrierea de proiecte, de a obține avize și a ține licitațiile, astea trebuie să se țină, să se realizeze în perioada când nu se pot face lucrări efectiv. Adică toamna, iarna, primăvara. Pentru că ajungem să amânăm lucrurile, din păcate, iată că se amână foarte mult, și în loc în primăvară când putem începe și vremea permite să începem lucrările, stăm tot așa să noi să organizăm licitații, să vedem. Și licitațiile se organizează și durează procedurile și se contestă și se cer clarificări. Și în loc să lucrăm 6 luni dintr-un an, lucrăm doar 3, dacă le lucrăm și pe alea. Ori lucrul ăsta nu mi se pare corect. La fel le-am cerut colegilor din primărie, pentru că punem problema iluminatului ambiental din parcul de la Coloană, în acest moment, e o problemă acolo cu se ard foarte des acele reflectoare de pe alei, să facă acel proiect acum. Acum, pentru că și ăla necesită avize de la Ministerul Culturii și alte avize de specialitate, în primăvară, când vremea permite, să intervenim. Am dat doar câteva exemple. Cred că iarna e și perioada asta e o perioadă bună pentru a face planuri pentru la primăvară-vară, când poți să lucrezi efectiv. Nu știu de ce nu s-a organizat licitația, pentru că în acest moment eu știu că toate avizele sunt luate. Chiar sunt îngrijorări și din partea mea, și din partea celor care se ocupă de dosarul UNESCO, și din partea oamenilor de cultură, pentru că municipiul Târgu Jiu a primit 2 milioane de euro pentru a demara aceste lucrări și riscăm ca banii aceștia, în loc să accesăm și alte sume din fondul ăsta național de investiții în genul acesta de programe, nu facem decât să ne cheltuim nici pe cei pe care îi avem. Da, v-am întrebat care este situația, pentru că și târgujenii la rândul lor se întreabă. Au văzut la un moment dat o felul de imagini, cum va arăta, și lucrările nu încep. Sigur că da, și prea mult am făcut tantam. Acum, nu știu ce se întâmplă, că la stadion nu se lucrează, pe calea aerelor nu se lucrează, greu am reușit să demarăm și lucrările la mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, la centură lucrurile sunt blocate, nu știu, cred că trebuie să abordate lucrurile altfel, probabil și lipsa de colaborare între primar și viceprimari e modul domniei sale de a gestiona lucrurile, de a nu comunica, probabil duce la o îngreunare a acestor lucruri. Pentru că nu poți ca un singur om să le acoperi pe toate și mai ales când nu ai lângă tine niște consilieri care să te consilieze așa cum ar trebui. Deci simțiți și dumneavoastră această lipsă de colaborare. Prezent la statul de drept, acum o săptămână, domnul primar Marcel Romanescu spunea că nu există o bună colaborare cu dumneavoastră. E decizia domniei sale de a nu exista o colaborare. Nu mă refer bună sau rea, dar nu exista niciun fel de colaborare. Lucru care pe mine mă îngrijorează, pentru că vorbim de municipiul Târgu Jiu și vorbim de cetățeni. Și eu și domnia sa suntem aleși ai cetățenilor să reprezentăm această comunitate și să ne asumăm niște proiecte pe care oamenii ni le-au recomandat prin votul lor la un moment dat. Spunea că nu mai colaborează cu dumneavoastră din momentul în care v-ați anunțat intenția de a candida. Cred că este printre puținele dăți când am văzut că Marcel Romanescu este sincer. Nu trebuie să-i fie frică de mine. Trebuie până în 2020 să înțeleagă că trebuie să formăm o echipă pentru oraș, să lucrăm pentru acest oraș și în 2020 vedem ce alege poporul, pentru că poporul e suveran atunci când vorbim de alegeri. Deci dumneavoastră vreți să colaborați, dar nu vrea dânsul să colaboreze. Da, eu am spus deschis, i-am lansat și săptămâna trecută într-o altă emisiune această doleanța mea, da? Nu provocare. E o doleanță mea. Domnule, hai să colaborăm. Emisiune și pentru că așa Adrian vine Tudor, unul, vine de exemplu, altul, nu mai primește corespondență. Eu cum nu adică știu. Nu mai primi corespondență. Da, stați cum? Toate direcțiile pe care le coordonez în puternicii de Consiliul Local și printr-o dispoziție a primarului atunci când și-a început mandatul, nu primesc corespondență. Direcțiile, deci ca să vedeți cum se lucrează. Primarul trimite corespondență la direcțiile din subordinea mea și direcțiile din subordinea mea vin la mine și mă întreabă și discutăm ce trebuie să facem, cum facem și așa mai departe și se întorc și merg iar la domnia sa și uite așa. Și în loc să lucrăm, nu cere nimeni să mergem la primărie și să ne iubim, să ne pupăm, să ne lăudăm, dar
hai să dăm dovadă de maturitate și să dăm dovadă că putem pune interesul orașului și al cetățenilor mai presus decât interesul personal. Pentru că o declarație de genul acesta, că Adrian Tudor, nu vreau să mai colaborez sau n-am mai colaborat cu el, că a zis că vrea primar, mi se pare absurd. Mi se pare că mă depășește. Nu, nu găsesc o logică. Nu mai colaborați cu dânsul de când v-ați anunțat intenția de a greșit, partida. E greșit. Din păcate... Și că de atunci dânsul aproape în fiecare zi pleacă undeva la ora 18-19 din primărie. Doamnă, astea sunt declarații gen Dan Diaconescu și sunt pentru un procent așa care... Există niște oameni, am mai făcut și alte afirmații, dar în primăria Târgu Jiu există cetățeni care... Există angajați care vă pot confirma, de fapt, ce se întâmplă acolo. Foarte bine, dacă stă până la ora 19-20, e foarte bine. E un primar înseamnă care cred că e nevoit să stea până la ora asta, pentru că nu acceptă, noi nu mai avem voie să semnăm nimic, toate lucrurile merg foarte greu. În loc să degrevezi din sarcini, să externalizezi din problemele pe care le are o primărie, nu faci decât să blochezi. Mă rog, e decizia domniei sale, nu mă deranjează, am timp să lucrez la proiectele pentru 2020, pentru perioada următoare, voi candida, nu voi candida, sunt un cetățean activ care îmi spun punctul de vedere. În calitate de viceprimar, domnul Romanescu, în calitate de primar, când ați reușit ultima dată să comunicați? Când ați discutat ultima dată pentru binele oamenilor? Păi, când am discutat ultima dată, că discutăm aproape în fiecare dimineață. E un dialog așa mai indirect cu conducerea primăriei. Cred că ultima discuție a fost legată de acest congres, în care domnia sa mi-a zis că să mă ocup eu de congres și cu domnul Doru Strâmbulescu. Bine, e stilul de abordare, nu se implică, așteaptă să o greșeală, să critique, îi place să critique, am văzut că în ultima perioadă îi place să critique. E ușor, dar trebuie să vii și cu soluții. Pe mine mă îngrijorează genul domniei sale de a comunica cu electoratul. Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, să faci declarația că în urma taberei de sculptură s-au realizat, au apărut în oraș niște obiective, mă îngrijorează, pentru că obiectiv conform DEX-ului înseamnă altceva. Acele lucrări sunt opere de artă. Obiectiv înseamnă altceva, conform DEX-ului. Dar omul mai greșește. Din păcate, am văzut că a persistat în această greșeală. De asemenea, a făcut un lucru care nu este de acceptat. Cum poți să vii să dezinformezi cetățenii din municipiul Târgu Jiu vehiculând sume din astea fabuloase că o tabără de sculptură, un atelier de genul ăsta, un simpozion de genul ăsta costă 4 miliarde. În fiecare an. În fiecare an. Dar cât costă? Păi, doamna Capșea, anul acesta a costat 1 miliard și 600 de milioane. Vechi. Păi și dânsul de ce a spus 4 miliarde lei vechi? Păi eu cred că sunt trei motive. Orică domnia sa nu știe ce se întâmplă în primărie și nu vrea să accepte niște adevăruri. Că era foarte simplu. Ori îl chema pe domnul Strâmbulescu cu proiectul de management pe care dânsul a semnat cu domnul Strâmbulescu pentru a se organiza această tabără de sculptură și îl întreba și îi cerea, ori la contabilitate cerea sumele, ori este un atac politic direct la persoana mea pentru că da, foarte bine, dar hai politica să o facem totuși după ce reușim să facem ceva pentru cetățenii din municipiul Târgu Jiu. E clar că este o intoxicare în acest sens, dar aduce prejudicii foarte mari. De ce spun asta? Pentru că municipiul Târgu Jiu în ultimii 3 ani, de când sunt viceprimar și mă ocup de această componentă în domeniul culturii, am căutat să aduc în permanență parteneri de la nivel național, dar care să vină și cu fonduri. Pentru că am pornit de la ideea Constantin Brâncuș e atât de mare și atât de este universal încât trebuie să găsim parteneri, instituții de cultură naționale care au fonduri și care să vină să facă niște proiecte viabile în jurul lui Constantin Brâncuș. Institutul Cultural Român este o astfel de instituție care a venit și a și venit cu un aport
de capital pentru aceste evenimente, nu doar pentru tabere, și pentru premiile Brâncuș, care se organizează la nivel național și care sunt un proiect al managerului Doru Strâmbulescu, de exemplu, nu e puțin lucru. Dintr-o dată, Institutul Cultural Român a renunțat la poneiul roz dus cu svastica desenată pe el pe la New York și s-a apropiat de Constantin Brâncuș, adică de borna noastră care e în lumea culturală la nivel mondial. Ori lucrul ăsta nu face decât să ne bucure, dar să ne îngrijoreze declarațiile pe care le face edilul municipiului Târgu Jiu, pentru că poate strica niște relații care există de bună colaborare cu Ministerul Culturii, cu Institutul Național al Patrimoniului, cu Institutul Cultural Român. Mă ocup de treaba asta, pentru că asta m-am puternicit Consiliul Local să mă ocup de instituțiile de cultură din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu și de proiecte culturale. Dumneavoastră vă ocupați de 3 ani de când sunteți viceprimar, dar tabăra de sculptură se organizează de 20 de ani. Dar pentru că nu mai organizează prietenul domniei sale, care toată ziua îi șoptește la ureche ce e bine și ce nu e bine în mediul cultural, dar care nu reușește să fie recunoscut ca un artist de valoare la nivel național, și aici vorbesc documentele, deci de când toată ziua îi șoptește acest de unde personaj, știți că cineva? Pentru că nu e greu, îi regăsesc cuvintele și expresiile domniei sale. E cam greu de dovedit. Fostului... Păi pot dovedi și cu declarații, pot dovedi cu tot felul de întâmplări care au avut loc de-a lungul timpului. Gândiți-vă că acest simpozion internațional, cum este acum organizat și care aduce sculptori, am văzut că s-a luat de faptul că vin sculptori din China. Dom'le, s-ar bucura și americanii să ducă la ei sculptori din China. Și francezii, și italienii. Dar anul trecut am avut din Japonia. Yushin Ogata, 6 lucrări în UNESCO. Cred că nu e puțin lucru. Am avut din India, profesor universitar. Iar din China, ca să mă laud și eu puțin și să mă bucur alături de dumneavoastră și de telespectatori, cea care a venit, Jiao Ming, este profesor universitar, sculptorița, este profesor universitar la Academia Națională de Arte din China. Și deja ne-a scris de la anul, vrea să organizeze seminarii Constantin Brâncuș și opera de la Târgu Jiu la Academia Națională de Arte din China. Iată că reușim să deschidem niște punți de comunicare, să le construim și să ne promovăm. Pentru că ținta mea este foarte... clar în acest... Și am spus-o de față cu oficialii ambasadei chineze. Îmi doresc la Târgu Jiu în fiecare an să începem un proiect prin care să avem măcar 500 de turiști din Republica Populară Chineză să vină la Târgu Jiu, repet, în fiecare an. Că mergem și noi în lumea asta și vedem că peste tot sunt turiști chinezi, numai noi în România nu reușim să-i aducem. De ce să nu facem astfel de proiecte? Și nu doar din China, de oriunde. Va continua așadar tabăra de sculptură sau nu? Decizia îi aparține în primul și în primul rând managerului de la Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare, Constantin Brâncuș. Sunt foarte multe discuții. Dacă să mai organizăm în fiecare an ediție de sculptură monumentală, dacă nu e bine să facem într-un an un atelier de ceramică, de exemplu, sau sculptură în metal, sculptură de mici dimensiuni, să facem și altceva decât s-a făcut până în acest moment. Dar trebuie să știm un lucru, că această tabără de sculptură este omagiul pe care noi îl aducem creației lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Constantin Brâncuș are o continuitate în ceea ce a făcut. Mesajul său merge mai departe, pentru că acești sculptori vin ca într-un pelerinaj la Târgu Jiu, la Marele Constantin Brâncuș. Am înțeles. Dar e regretabil să nu reușești să vii cu un proiect concret și să dărâmi. Vă dați seama, avem sponsori, firme multinaționale în această poveste. Cum cade o declarație de genul ăsta? Sau o declarație să spui... Ați avut reacții după declarația dânsului? Sigur, am avut reacții și am spus că e foarte grav ce se întâmplă, pentru că punem în pericol și dosarul UNESCO, care are unul dintre criteriile pe care le-am abordat, este aceste ateliere, să spun așa, unul dintre criterii, și pictură și sculptură, și nu trebuie să ne oprim doar aici, trebuie să discutăm și de sculptură în lemn, poate, și așa mai departe. Adică opera de la Târgu Jiu a generat un curent. Asta contează foarte mult în dosarul depus la UNESCO
Deci să nu punem stop acestei acțiuni. M-a amuzat, sincer, declarația că ar vrea, acum aș da seama că e centenarul și ar vrea o lucrare închinată centenarului. În fine, dar trecem peste. Nu vreau să fiu sarcastic că mi-am propus să nu mai... Da, vorbeam de includerea operării lui Constantin Mâlcu vorbeam, și patrimoniul UNESCO. Ar fi un pas extrem de important. Un pas extrem de important și dosarul vorbește despre bine... despre buna organizare a acestei tabere, despre faptul că la Târgu Jiu vin artiști din toată lumea, din toate colțurile lumii, pentru că Constantin Brâncuș e universal. E minunea noastră că s-a născut în România și norocul nostru că s-a născut în România. Dar este universal. E momentul T0 în sculptura modernă. E normal ca artiștii să accepte să vină la Târgu Jiu. Dar să nu accepți ca edil al orașului, ca primar al orașului, să te uiți pe CV-urile artiștilor, să nu vii o zi, măcar să le spui, domnule, bine ați venit în Târgu Jiu. Domnule, viceprimarul ăsta, sunteți mulțumiți, aveți cazare în regulă, mâncarea e ok, aveți ce trebuie la această tabără, de unde sunteți? Și spunea, una e din China, e din Bulgaria, din Turcia. Da? Oamenii merg și ne promovează mai departe. Eu ce, ultimile trei ediții pe care, alături de care am fost în organizarea lor, am avut șansa să cunosc niște oameni extraordinari, niște sculptori extraordinari, care și acum vorbesc la superlativ despre municipiul Târgu Jiu, despre ceea ce se organizează la Târgu Jiu. Păi nu e puțin lucru să fii dat exemplu pozitiv în lumea asta. Că avem noi grijă, iată, unii dintre noi, să promoveze ceea ce este negativ sau să inventeze tot felul de scenarii de genul ăsta. Bănuiesc că foarte multe evenimente sunt organizate și pentru luna decembrie de către dumneavoastră. Ne puteți, știu că sunteți... E acțiunea comună 1 decembrie, sigur, e o acțiune comună, Consiliul Județean, Teatrul Evira Godean, Ansamblul Doina Gorjului, Direcția de Turism, evenimente culturale din cadrul primăriei. Domnul director Cepoi este component al echipei și lucrează la un scenariu destul de interesant pentru acest an. Oamenii vor avea ce să vadă pe 1 decembrie la Târgu Jiu. Bineînțeles, concertul care va fi, s-a anunțat că vine Ina, cântăreața din România, va fi un spectacol de reconstituire istorică în piața prefecturii atunci pe 1 decembrie, în care vom vorbi despre istoria noastră, Gorjul, istoria Gorjului când vorbim de Marea Unire, de fapt, și asta va fi foarte interesant atunci în decembrie. Bineînțeles, târgurile tradiționale și de Sfântul Nicolae și de Crăciun, ne pregătim. Alte evenimente importante până la 1 decembrie? Va fi târgul de turism în noiembrie. Echipa de astăzi am avut o discuție și au început să lucreze pentru a participa și a ne prezenta așa cum trebuie. Fac un apel și prin intermediul dumneavoastră la hotelierii din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj să solicite în continuare materiale la centrul de turism și evenimente culturale, pentru că sunt materiale de promovare. Și de asemenea să ne aducă materialele de promovare ale hotelurilor, ale pensiunilor și restaurantelor pentru a le prezenta la târgul de turism din noiembrie. Târgul de turism din noiembrie, prima ediție? Nu, este un târg de turism la nivel internațional care se organizează la București și la care noi am mai participat de-a lungul timpului. Mergem de asemenea împreună cu colegii de la Consiliul Județean pentru a nu cheltui aiurea să închiriem două standuri și vorbim de același județ și de aceleași obiective. Da, am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Cu dragă inimă, oricând alături de dumneavoastră. Și vă invit la congres să ne fiți alături. Mulțumim mult. Punem punct aici ediției din această seară emisiunii Statul de Drept. Domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a fost invitatul nostru. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.